Domnilor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom aborda un subiect, haideți să spunem, un subiect care se dorește a veni în sprijinul unei persoane aflate în suferință. Da, o să vedeți despre ce este vorba pe parcursul discuției cu invitatul meu, domnul Lucian Grigorescu. Vreau să citesc, să nu greșesc. Președintele Asociației Împreună pentru Miroslava. Bună ziua, domnule Grigorescu, bine ați venit în platourile noastre. Bună ziua, bine v-am găsit. Vă las pe dumneavoastră să le spuneți telespectatorilor despre ce eveniment este vorba. Asociația Împreună pentru Miroslava organizează Crossul Comunei Miroslava, ediția 6 în acest an. Această ediție se face în fiecare an, este anuală. Iar anul acesta ne-am decis să dedicăm această ediție renumitul instructor de Zumba și fitness Lucian Liciu, care trece printr-o suferință mai puțin obișnuită, să spunem așa, de 5 luni este la pat, are niște probleme medicale în urma accidentului suferit și noi ne-am propus să strângem fonduri pentru a-l sprijini în recuperarea medicală, care este de lungă durată și destul de costisitoare pentru că trebuie să facă anumite intervenții chirurgicale în străinătate. Bun, deci este vorba despre un cross caritabil care este dedicat în totalitate domnului Lucian Liciu, nu? Da. Bun, dumneavoastră a avut un accident auto. Auto, da. Și noi am avut o relație foarte strânsă cu dumnealui pentru că de fiecare dată a răspuns pozitiv atunci când am avut nevoie de el la diferite evenimente pe care le-am organizat și s-a implicat activ în asociația noastră și atunci am hotărât să fim și noi la rândul nostru alături de el acum când este momentul. Am înțeles, 6 luni de zile să fii imobilizat la pat e groaznic. Bine, nu trebuie, doamnelor și domnilor, să vă gândiți la așa ceva, întrucât nu știu, vă poate afecta. Bun, haideți să începem să vorbim o leacă despre acest eveniment. Când va avea loc Crossul Comunei Miroslava? Crossul Comunei Miroslava este programat la sfârșitul lunii mai. Deocamdată nu este o dată fixă, pentru că așteptăm și răspunsul autorităților pentru a ne da ok-ul. Dar este programat la sfârșitul lunii mai și implică de obicei sute de localnici care vin să concureze la acest concurs. Bun. Începând de la cei mici, de la 5 ani până la, avem și chiar și la adulți și inclusiv o parte concurs cu biciclete. Vreau să vă întreb un lucru, care este lungimea traseului? Lungimea traseului diferă de la cei mici la cei mari. Începe de la 100 de metri și până la 500 pentru cei mari și este mai mult un moment în care comunitatea vine împreună și facem lucruri împreună și încercăm să implicăm cât mai mulți oameni în comunitate pentru a face lucruri deosebite și pentru a da sens comunității și să ne implicare. Bun, aici dumneavoastră sunteți președintele Asociației Împreună pentru Miroslava, dar la Crossul Comunei Miroslava pot participa și alte persoane decât cele care locuiesc în Comuna Miroslava? Desigur, nu cerem buletinul nimănui. Orice persoană, poate să fie din județul Iași și nu numai, poate să vină să se înscrie. Crossul este realizat în Comuna Miroslava, pe terenul din Balciu, de la noi acolo. Noi ne ocupăm de toată organizarea evenimentului. Desigur că vor fi și premianți, avem și premii, surpriză și nu doar, pentru copii și pentru adulți. Iar cei care doresc să participe, invităm să urmărească pagina noastră de Facebook, Asociația Împreună pentru Miroslava, și curând vom afișa informații oficiale. Bun, există o taxă de participare? Nu există nicio taxă de participare deocamdată. Nu a fost niciodată. Ne-am gândit, poate anul ăsta ar fi o ocazie să punem o taxă minimă de participare, în sensul de a toți banii să se ducă către cauza noastră, de a sprijini pe Lucian. Eu vreau să vă întreb, că dumneavoastră spuneți că acest cross este dedicat domnului Lucian Liciu, dar ca să fie ajutat, presupun că financiar, costurile intervențiilor din străinătate. În cadrul evenimentului, cei care participă vor putea dona. Vom avea niște urne și deci există și această posibilitate. O să fie posibilitatea asta și ulterior ne-am gândit noi că poate ar fi bine să, așa cum a spus dumneavoastră, poate să punem și o taxă minimă care o să ajungă desigur la Lucian, pentru că noi niciodată n-am pus taxă pe acest concurs, o taxă de participare sau ceva anume. Am înțeles. Bun. Mai mult ca sigur, sunteți la a șasea ediție, nu? A șasea ediție, da. Înseamnă că alături de dumneavoastră sunt și anumiți sponsori, nu? Desigur, da. Avem și sponsori care ne ajută și ne sprijină în demersul nostru. Și De ce v-am întrebat? Pentru că sunt convins că tot ce se va strânge
acest cross va pleca către domnul Liciu. Cam la cât se ridică valoarea intervențiilor chirurgicale pe care ar urma să le încă nu știm cu exactitate, pentru că încă se fac anumite estimări și deocamdată încă are anumite intervenții mai mult de întreținere, ca zic așa, în țară și încă nu poate să meargă în afară pentru... A, nu este transportabil. Da, nu poate să meargă singur, nici nu vede prea bine momentan și este asistat mai mult la pat, din oră în oră îi se schimbă îi se oferă diferite tratamente și deocamdată încă nu, dar ceea ce i s-a spus din partea doctorului din Iași, cel puțin, că la momentul în care poate fi transportabil și așa, trebuie să meargă să facă o evaluare în afară și atunci se va spune, dar cu siguranță costurile vor fi destul de mari. Costurile sunt deja destul de mari și aici la noi în România, pentru că zilnic are nevoie de îngrijiri, de medicamente speciale, inclusiv pentru ochi, pentru față, pentru... Bun. Acum, vreau totuși să vă întreb un lucru. Mai mult ca sigur că ați mers, ați stat de vorbă cu domnul Liciu. Chiar ieri a fost. Da. Ieri ați fost. Da. Este încrezător în forțele proprii, nu? Adică nu se dă bătut. Este un luptător, pentru că el a fost, cel puțin pentru noi de la asociație, a fost tot timpul un exemplu de pozitivism și de energie emanată în jurul lui. Tot timpul când venea la noi la asociație era peste tot și știa să animeze pe toată lumea. Nu știu, pentru noi a fost și este un exemplu. Corect. Și atunci este... Și viața lui însuși a fost foarte activ și foarte... E ceva... Și acum e destul de greu, mai ales că au trecut atâta timp și nu se poate măcar mișca singur, de exemplu, acum, adică să meargă undeva, are nevoie de asistență. Și atunci... Bun, haideți să vă întreb un alt lucru. A stat de vorbă mai mult ca sigur și cu autoritățile locale, cu conducerea primăriei, cu tot. Ați depus, ați încercat să faceți demersul, nu știu, Consiliul Local Miroslava să aloce o anumită sumă de bani pentru domnul Liciu? Nu am făcut acest demers, din ce știm noi, nu cred că ar fi posibil. Adică să aloce bani pentru o cauză anume, dar vom încerca. Nu, pentru că primăria Miroslava poate să fie alături de organizatorii acestui cross. Ne poate ajuta în organizare, noi am depus deja o cerere pentru a veni în sprijinul nostru, pentru a ne ajuta în organizarea acestui eveniment și așteptăm răspunsul. De aia v-am zis că nu pot să dau acum un răspuns exact cu data evenimentului, dar sunt sigur că răspunsul o să fie pozitiv, pentru că ne-au ajutat întotdeauna când am avut nevoie și au fost alături de noi la evenimentele noastre care le-am mai organizat și în trecut. Am înțeles. La edițiile anterioare, când au avut loc? Tot așa, sfârșitul lunii mai? Da, sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Depinde cam aceasta a fost perioada. Da, să nu fie nici prea cald, nici prea rece, cam asta este ideea. Și... E, dar cei care vin la cross se vor încălzi, că vor face efort, nu vor merge la plimbare. Participanți mulți? La ediția trecută am avut peste 100 de participanți și sperăm anul ăsta să vină peste 200 în sprijinul Lucian pentru a-l susține împreună și vrem să cerem ajutorul și altor asociații să vină să ne sprijine în organizarea acestui eveniment și poate vin și cu participanți la rândul lor și să reușim să strângem o sumă mai frumoasă de bani, să spun, decât am reușit singuri. Da, e un lucru nobil și e un lucru care, nu știu, din punctul meu de vedere, doamnelor și domnilor, cei care ne urmăriți, este vorba despre a ajuta o persoană aflată în suferință și care, din ce a fost foarte, foarte, foarte activ, instructor de Zumba, cum fitness. Spunea, instructor de not, fitness. Și not, da. Și not. Acum are nevoie de sprijinul nostru. Gândiți-vă că o operație în străinătate începe întâi cu o evaluare. Deci este vorba despre cheltuieli de transport, vizita care trebuie să o plătească la clinica din străinătate, o evaluare și după aceea îi va spune ce anume trebuie făcut. Costurile nu sunt mici deloc. E firesc, poate să meargă la o clinică cu, cum să vă spun, clinică sportivă, acolo unde se duc și se recuperează sportivii, dar mai mult ca sigur că va avea nevoie de intervenții, nu numai cele specifice sportivilor. De aceea, haideți să-l ajutăm. Va simți căldura celor din jur și credeți-mă că acest lucru nu poate decât să-i dea putere. Bun, domnul Grigorescu, organizați acest cross. Va fi pe
durata unei zile, pe două zile, pe nu știu... Nu, cross-ul o să fie pe durata aproximativ 4-5 ore, în care se vor desfășura toate competițiile, de dimineață până la sfârșitul competiției, începând cu cei mai mici, așa. Când este mai răcoare un pic afară, și vom termina cu adulții, care va fi ultima categorie de la cross. Deci, nu, presupun că vor fi pe categorii de vârstă, da, copii însemnând... Da, din 2 în 2 ani, 7-8 ani, tot, și tot din 2 în 2 vor fi grupe. Am înțeles. Da. Și la fiecare, să zicem, grupă de vârstă va fi un câștigător? Da, sau? Da, va fi un câștigător la fiecare grupă de vârstă, va fi un premiant. Au fost, nu știu, în edițiile trecute au... fost și seniori, 60 plus, 70 plus? Seniori n-am avut chiar așa de în vârstă, dar am avut câteva persoane la 50 și ceva, spre 60. Care au făcut față efortului. Da, s-au descurcat. Da. Nu este chiar un cross profesionist, sau, adică e o distanță care poate fi parcursă de o persoană dacă are cât de cât o condiție fizică normală, nu de sportiv sau... Da. Și atunci e un pic simplu. Na, desigur, câștigătorul o să fie cel care e cel mai sprinten, ca să spunem așa. Cel mai rapid, nu? Că, bun, există cumva, nu știu, și o finală, să zicem, pentru categoria 30-40, categoria de an 30-40, cei care au câștigat la categoriile din 2 în 2 ani să... Da, aici din 2 în 2 ani la copii, la pentru copii. Că de moment ce ajungem la adulți s-a se terminat. Schimbă categoria de vârstă. Numai chiar din 2 în 2 ani că ar trebui să facem... Foarte, foarte da, mult, da. Da. E cumva din 20 în 20 la cei mari. Și atunci, da. Atunci ei sunt diferențiați foarte bine. Bun. Sunt diferențiați altfel. Ați spus că deja există locația unde se va desfășura acest cross. Bă, cei care vor participa vor beneficia de ce anume? Cei care vor participa vor beneficia în primul rând de bună dispoziție, de fapt că vor ajuta pe cineva în nevoie. Corect. Și Asociația Împreună prin Roslava o să fie alături din nou de oameni, așa cum suntem de obicei. Și ceea ce vom avea, probabil vom avea tricouri pentru toată lumea și cadouri surprize. Bun. Bine, câștigătorii vor avea și alte... Acum, cei care ne urmăresc și care spun, da, domnule, vreau să particip, se înscriu pe site-ul dumneavoastră sau pe Facebook? La momentul respectiv, când o să lansăm evenimentul, încă nu este o să lansat. Fie, nu este lansat încă, așteptăm, v-am zis că așteptăm un răspuns de la autorități, o să aibă un link și un număr de WhatsApp pe care se pot înscrie. Dar inclusiv ei se vor putea înscrie în data evenimentului la fața locului. Fără nicio problemă. Da. Deci vom avea o listă care cei care deja se vor înscrie online, dar se vor putea înscrie și la fața locului în ziua respectivă. Bun. Dacă vine cineva care are o costumație mai hazlie, mai știu eu, va fi primit sau? Da, va fi primit doar în condițiile în care trebuie să fie o îmbrăcăminte adecvată pentru a putea alerga, pentru că noi putem să ne asumăm anumite riscuri, deși o să fie serviciu voluntar de ambulanță acolo la fața locului, dar o să trebuiască să fie o îmbrăcăminte cât de cât adecvată pentru a putea alerga. Adică păi nu știu, stăteam acum și mă gândeam, vine un domn cu pantofi cu toc. De damă. Și zice, domnule, eu vreau să concurez cu... Din păcate nu se poate. Pentru că, bun, dacă vine un sportiv care este dedicat sportului și care îi spune, domnule, eu dacă aș concura, nu, în pantofi sport, păi n-au nicio șansă. Așa, merg cu pantofi cu toc să le dau o șansă celorlalți să câștige. Da, ideea este că în aceste cazuri ne asumăm niște riscuri de a fi accidentat și nu dorim să avem evenimente neplăcute la eveniment. Am înțeles. Trebuie să semneze... Da, regula este să fie într-un echipament sportiv minimal, cel puțin, sau să nu îl împiedice să alerge sau să, nu știu, să-și desfășoare activitatea pe care o face în momentul respectiv. Fie că participă la concursul de biciclete, fie la cel de cross. Pentru că... Vedeți că suntem la finalul emisiunii, vă întreb puțin, nu vreau să treci. Deci există și un concurs de bicicliști, nu? Da, o să fie. Acesta este doar pentru copii. Păi acum toți cei care sunt gata, particip la concursul. Așa, ele au fost tot timpul în tandem, ca să spun așa. Deci și... pentru adulți nu există concurs de bicicliști. E bicicliști, nu. Pentru... Pentru că pentru chiar... copii până la 18 ani. Am înțeles, este un traseu dificil? La fel. Nu, la fel, tot la fel pe terenul de sport din Balciu, o să avem niște jaloane pe care le punem mai
puțin, na, sau mai mult... Nu chiar drept, ci o leacă șerpuit, că trebuie să... În funcție de vârstă, dar sunt un pic mai în scurt sau mai dificil puse și la fel, este o probă pe care ei trebuie să o respecte și sunt depunctați, dacă, desigur, dacă nu respectă traseul. Corect. Și cel mai rapid câștigă, că sunt cronometrați cu toții. Bun, aici tot așa e pe categorii de vârstă? Da, sau... e tot pe categorii de dacă vârstă. Dacă e până la 18 ani și atunci nu trebuie... Dacă vine cineva și zice, domnule, mie îmi pare rău, dar nu am o bicicletă, puteți să-i oferiți o bicicletă? Din păcate nu, dar s-a mai întâmplat în ceilalți ani, de exemplu, vă spun din de experiență, au împrumutat unii de la ceilalți. Unii de la ceilalți. Că au mai cât de cât au avut biciclete care s-au potrivit de o categorie la cealaltă și au putut să concurenze cu... Da, bine, competiția trebuie. Mi-ar plăcea să avem biciclete disponibile, dar... Păi s-ar putea, poate că anul viitor, la ediția viitoare, vă gândiți și la un concurs de trotinete electrice. Da. Sunt la modă la ora. Bun, așa este. Chiar că suntem la finalul emisiunii și chiar că o ultimă întrebare. Vine un tânăr până în 18 ani la concursul de biciclete și are o bicicletă electrică. Ce faceți? Ce să facem? Din păcate nu are voie să concureze. Da, există că... un regulament, cum zice domnule, arătați-mi și mie regulament unde scrie că nu pot să particip cu o bicicletă electrică. Da, nu ar fi corect față de ceilalți participanți și atunci e clar că nu putem să-l lăsăm să concureze cu o bicicletă electrică. Așa mai avem o persoană, poate să vină cu un scooter și să zică, dar tot cu două roți. Nu, vine cu o bicicletă cu un motoraș. Știți că sunt acum știu, cu motoraș ardere. Da, am văzut. E clar, nu au voie. Nu, din păcate n-au voie. Poate am putea face în viitor și un concurs care să fie separat cu cei care au biciclete, nu știu, cu motor sau... Biciclete electrice, biciclete asistate electric, motor. Da. Ne-am gândit și la un asemenea concurs special, chiar pe malul lacului Ciurbești, ne-am gândit să facem într-un an, special, dar nu pe tot de biciclete de teren, nu corect, neapărat corect, asistat electric, dar asta este un plan care spre toamnă sperăm să-l punem în practică. Am înțeles. Domnul Grigorescu, mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții, la sfârșitul lunii mai, nu mai târziu, de începutul lunii iunie, la Miroslava va avea loc un cross dedicat domnului Lucian Liciu. Este o acțiune caritabilă. Vă îndemn să participați la această activitate. Vă veți simți extraordinar de bine și veți putea ajuta pe cineva care are nevoie de ajutorul nostru al tuturor. Până data viitoare, cele bune! La revedere!